Conducerea rafinăriei Vega Rompetrol a asigurat cetățenii de pe strada Poieniței din Ploiești că vor remedia toate distrugerile provocate de refularea instalației de canalizare în urma precipitațiilor abundente. Locuitorii de pe strada Poieniței au solicitat construirea unor rigole sau înălțarea bordurilor. Unii dintre proprietarii de case afectați au cerut refacerea grădinilor, a gazonului, înlocuirea primului strat de sol, achiziționarea de răsaduri noi de legume, flori sau butași de trandafiri, iar alții doresc spălarea mașinilor afectate de efectul ploilor torențiale, lucrări de vopsire a unor pereți exteriori ai caselor și gardurile proprietăților, achiziționarea de mobilier de curte sau înlocuirea zonelor afectate care au fost tencuite cu vopsea decorativă. Până în prezent, echipele de intervenție ale rafinăriei Vega au lucrat pentru a decoperta porțiunile de sol afectate, au spălat curțile și zona stradală, au intervenit cu soluții absorbante, au adus saci de nisip pentru a diminua efectul precipitațiilor abundente din zonă, au curățat acolo unde a fost cazul mobilierul de curte și alte anexe afectate. Echipele Vega au intervenit cu echipamentele din dotare, inclusiv cu două echipe de pompieri din cadrul rafinăriei, alături de partenerii contractanți, pentru a curăța atât strada cât și anexele gospodărești, garduri, socul caselor și alte bunuri ale proprietarilor. Zona de vegetație, flori, pomi sau gazon afectată urmează să fie replantată, susțin reprezentanții companiei.